Telescaunul din Parând este funcțional. După mai multe săptămâni în care telescaunul ce face legătura cu stațiunea montană Parând nu a funcționat din cauza unor revizii la instalația pe cablu, începând de sâmbătă, acesta a fost redat circuitului. Funcționează încă de sâmbătă, deci el a reușit să fie în scurt timp, așa cum am promis, au reușit să fie remediate defecțiunile care existau la cablul telescaunului, a primit aprobarea ieșirii, astfel că de sâmbătă el este funcțional. Nici în aceste condiții, nedeia Troiței nu va avea loc, din cauza că reprezentanții cabanierilor nu au solicitat acest lucru. Joi a avut loc o întâlnire între reprezentanții primăriei și reprezentanții cabanierilor din Parâng, iar principalul motiv invocat a fost acela că nu se poate asigura transportul datorită opririi telescaunului. Între timp, după cum v-am spus anterior, acest lucru s-a remediat în sensul că transportul poate fi asigurat în acea zonă. Acum să vedem dacă, să spunem așa, reprezentanții cabanierilor reușesc într-un timp așa de scurt, pentru că azi este luni, să mai organizeze această nedeie sau o să o reprogrameze la o dată ulterioară, să zicem, la Sfântă Mărie Mică. Pentru 6 ani consecutiv în masivul Parâng, la Troița ridicată la cota 1700, pe platoul unde odată se afla cabana Căsuța din Povești, momârlanii din satul Jieț au întins mesele ca să îi invite la praznic pe toți cei aflați în munte să guste din preparatele lor tradiționale și să le cunoască obiceiurile. Anul acesta, tradiția va fi întreruptă.